În contextul epidemiologic actual provocat de virusul SARS-CoV-2, Dona Lama a achiziționat un analizor real-time PCR în valoare de peste 20.000 de euro, care a fost donat Spitalului Județean Călăraș pentru a putea face fața solicitărilor în vederea depistării infecției COVID-19. Spitalul dispunea de un singur echipament destinat testelor PCR, nevoia unui nou analizor fiind esențial în contextul cererii tot mai crescute de testare pentru identificarea pacienților contaminați cu virusul SARS-CoV-2. Testul RT-PCR este metoda etalon pentru identificarea pacienților contaminați cu noul coronavirus și este indicat persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtătoare, precum și diferitelor categorii de pacienți înainte de internarea în spital sau administrarea unui tratament. Acesta detectează virusul SARS-CoV-2 prin tehnici de biologie moleculară cu o precizie ridicată, chiar dacă virusul este prezent în organism în concentrații foarte mici. Testul RT-PCR se realizează în cadrul laboratorului Spitalului Județean Călăraș, iar rezultatul este disponibil în maxim 72 de ore. Sponsorizarea face parte din inițiativa de sprijin a comunității în fața pandemiei de COVID-19, demarată de campanie în luna aprilie. Prin furnizarea de echipamente medicale în valoare de peste 130.000 de euro, către Spitalul Județean Călăraș, Inspectoratul Județean de Poliție Călăraș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Barbuștirbei Călăraș.